Cavaleri și domnițe au poposit în această dimineață la Castelul Corvinilor din Hunedoara, acolo unde timp de două zile are loc unul dintre cele mai importante evenimente menite să promoveze frumusețile țării, inclusiv obiective turistice, culturale ori istorice. Este vorba despre cea de-a 8-a ediție a Târgului European al Castelelor, organizat de Primăria Municipiului Hunedoara. Cei care doresc să afle mai multe informații despre frumoasele zone din țara noastră pot afla toate noutățile astăzi și mâine, în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, și pot participa și la atelierele interactive. Cei 18 expozanți au venit pregătiți cu articole promoționale, astfel încât în cele două zile în care se desfășoară Târgul Castelelor să poată prezenta publicului la standuri cât mai frumos amenajate cetăți, castele și muzee, obiective turistice importante din toată țara. Organizatorii au invitat și în acest an producători locali pentru a-i susține în demersul lor. Aceștia au pregătit pentru public miere, dulcețuri, compoturi, siropuri și nu numai, toate așteptând să fie degustate. La eveniment ce și-a deschis porțile în această dimineață au participat reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, ai administrației publice locale, ori ai unor instituții, dar și parlamentari. Bună ziua! Cred că este mult mai important, în primul rând, să-ți vizitezi țara, să-ți cunoști obiectivele istorice din propria țară. Pe urmă, ai timp și pentru cele din străinătate. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pentru amabilitatea de a fi partener întotdeauna la aceste evenimente legate de Castelul Corvinilor. Așa cum noi avem acest obiectiv important în administrarea noastră, dânsii au un obiectiv sau mai multe obiective la fel de importante sau poate chiar mai importante decât al nostru, și mă refer la cetățile dacice. Colaborarea aceasta nu poate decât să scoată în evidență parcursul istoric, trecutul istoric al județului nostru și totodată să facă profitabil această nișă importantă a turismului. Să nu uităm, Castelul Corvinilor aduce prin efortul tuturor celor din administrația locală o sumă importantă la bugetul local, sumă care ne permite să susținem valorile de cofinanțări și cheltuieli neeligibile la Castelul Corvinilor, dar chiar și la alte proiecte din municipiul nostru. Vreau să-l felicit pe prietenul și colegul meu, Dan Băbuțanu, primarul municipiului Hunedoara, pentru că iată că a reușit să facă cea de-a 8-a ediție a Târgului Castelelor. Și vizitând împreună toate standurile, parcă te încarci de energie când vezi istoria ta, când vedem cele mai vechi castele frumoase și amenajate și bine întreținute. E un lucru extraordinar și de ce nu trebuie să ne mândrim și noi cu castelul de la Hunedoara, care cred că aș fi foarte incorect cu mine dacă n-aș spune că este unul dintre cele mai frumoase castele și modul cum arată. Eu cred că nu numai noi hunedoreni suntem încântați de castelul nostru, ci toți care vizitează castelul Hunedoara sunt încântați de treaba asta. Și încă o dată felicit primăria, pe domnul primar, pentru modul constant în care se implică pentru castel. Este un eveniment inedit în peisajul turistic românesc, un eveniment pe care îl desfășurăm de aproape 10 ani, practic suntem la a 8-a ediție, sperăm să împlinim și cea de-a 10-a ediție într-un decor mult mai impresionant decât acum, pentru că la acel moment castelul va fi restaurat. În ceea ce privește participanții, este o formulă mai restrânsă, dat fiind faptul că se desfășoară pe platoul din fața castelului, în exterior. Ca urmare, găzduim în continuare 20 de standuri și putem spune că participanții de la acest târg din ultimii 2-3 ani reprezintă nucleul dur al acestei manifestări, pentru că sunt parteneri care au fost de la început alături de noi și care cu siguranță vor rămâne și în continuare. Așadar, și mâine puteți afla toate informațiile necesare pentru a vă planifica o vacanță pe plaiurile mioritice de la reprezentanții standurilor frumos amenajate în curtea husarilor. Între orele 10 și 20 va avea loc un program interactiv cu publicul, precum și lupte medievale, dansuri, lecții de tir cu arcul și spadă, fiind prezenți și reprezentanții Ordinului Cavalerilor de Hunedoara și Cavalerilor Cetății Roșii din Sibiu.